Din câte țin eu minte, la prima întrebare care ați adresat-o dumneavoastră, deja domnul Plahotniuc a răspuns și a răspuns nu o singură dată. A spus că nu pretinde la funcția de prim-ministru până la alegerile parlamentare din 2018 și acest guvern pe care îl conduc, vreau să vă spun că are o agendă de reforme destul de ambițioase, care urmează să fie pornite și o parte din ele implementate până la sfârșitul anului 2018.